Primarul din Todirești, Vasile Avram, a semnat contractul pentru un proiect european prin care va fi dotat serviciul voluntar pentru situații de urgență din comună. Vasile Avram a spus că valoarea acestuia este de 15.000 de euro, bani care vor fi folosiți pentru achiziționarea unor lame pentru dezăpezire drumuri și trotuare. Tot prin același proiect vor fi achiziționate două costume pentru pompieri dotate cu instalații de respirat și butelii cu oxigen de rezervă. Serviciul voluntar pentru situații de urgență din Todirești a fost dotat și cu o mașină de stins incendii.